spuneți că a fost inspirat de Duhul Sfânt ca să vină cu această, cum să spun eu, lumină dumnezeiască în limba noastră românească. Că nu intrăm în luptă care a fost de a birui limba românească și o scrie foarte bine Eminescu. Consideră Biserica Ortodoxă, Biserica mama neamului românesc. N-am spus-o noi, a spus-o Eminescu. Spectatorii prezenți la acest eveniment au avut bucuria de a asculta o parte din cele mai cunoscute poezii ale poetului Mihai Eminescu în interpretarea maestrului Eusebiu Ștefănescu, actor la Teatrul Național Ile Caragiale din București și decan la Facultatea de Arte din cadrul Universității Hiperion. Inspirat de tot ceea ce aici ne inspiră, aș fi murmurat chiar eu aceste cuvinte. Trecut au anii ca nori lungi pe șesuri. Fiindcă nu-mi închipui cum se poate trăi și cum se poate muri român fiind în afară de adânca melancolie eminesciană. A fost un prilej să ne apropiem de cel mai mare poet al nostru, care este Mihai Eminescu. Din cadrul acestui eveniment deosebit nu putea lipsi poezia Luceafărul, capodopera marelui poet care a fost recitată de renumita actriță Manuela Golescu. Noi, ce de mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne îndurarilor, Luceafărului mărilor, alunga noastră plângeri. Spectatorii au avut bucuria de a asculta cântecele cuprinse pe noul album create pe versurile poetului Mihai Eminescu, interpretate în stil bisericesc, psaltic și coral de grupul Brevis Quartet. Cele 11 creații eminesciene prezente pe noul album intitulat Omagiu Mihai Eminescu pot fi accesate și de utilizatorii iPhone și iPad în cadrul aplicației Mănăstirea Curtea de Argeș. Evenimentul cultural organizat în cinstea marelui poet numit de Tudor Arghezi, Sfântul Ghersului Românesc, reprezintă continuarea unui proiect mai vechi inițiat de Chiriarhul Eparhiei Argeșului și Mușcelului, în al preasfințitul Părinte Calinic, care este membru al Uniunii Scriitorilor din România și un mare iubitor al operelor eminesciene.